Seara de dimineață ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune, Cafeaua de dimineață. După emisiunile din ultimele două zile am primit tot felul de mesaje, tot felul de telefoane. Dom'le, dar de ce nu vorbiți despre cum face față municipiul Piatra Neamț naturii, în general? Pentru că, știm cu toții, avem o groază de probleme. Ele sunt de cele mai multe ori bine ascunse sub preș sau se pune batista pe țambal prin comunicate atent întocmite așa, ca să spunem, da, domne, avem problemele, dar le rezolvăm, că am făcut proiecte și am semnat contracte și le facem și le dregem și tot așa. Înainte de a începe emisiunea, vreau să fac o introducere cu un fel de, hai să-i spunem, banc mai cunoscut, pe care noi l-am mai adaptat aici în diferite feluri, apropo de această situație. După inundațiile acestea din România, mai marii universului au coborât pe pământ, Dumnezeu și Sfântul Petru, și au ajuns în zona Valea Jiul, unde ați urmărit cu toții ce inundații au fost. Acolo erau primarii din localitățile afectate, prefecți, așa, și plângeau, normal că plângeau, erau năcăjiți. Îi întreabă Creatorul Universului, dar de ce plângeți? Că v-am dat cărbune, v-am dat aici o zonă extraordinară, v-a dat și Dumnezeu și Ceaușescu, care a ferat bumbejlii vezeni. Doamne, apucăm noi să vedem zona asta bine făcută, cu oameni care să aibă de lucru. Apucați, fii mei, apucați. Au ajuns și în zona Harghita, unde au fost inundați. Se întâmplă același lucru, ajunge și în zona Piatra Neamț, unde găsește primarii, consiliul local, de toate culorile, consilierii stând acolo și plângând în ouăte. Dar ce s-a întâmplat, băieți? V-am dat o zonă frumoasă, cu păduri, cu muntele din jur, Cozla, avem Pietricica, avem monumente, avem asta. Ție ți-am dat primăria după Gheorghe Ștefan, ție ți-am dat asta. Băi, voi consilieri ați avut pe mână astea. De ce? Ce-i cu bocetele astea? Apucăm noi, Doamne, să vedem orașul ăsta bine condus de niște oameni cum trebuie? Răspunsul a fost: n-apuc eu, fiilor. Așa că de aici putem face introducerea pentru o emisiune cu un candidat la primăria municipiului Piatra Neamț din partea ALDE. Domnul Ciprian Enache, bună dimineața, bine v-am găsit. Bună dimineața, domnule. V-a plăcut introducerea la emisiune? Da, bancul frumos, dar trist totodată. Trist. Vreau să sunteți candidat, așa că trebuie acum să mă contraziceți că nu s-a ajunge la situația asta. Deci, acceptați o discuție pe această temă, tema Piatra Neamț și natura din jurul lui. Absolut. Și modul în care ne gospodărim noi să facem față la așa ceva. Absolut. Și în momentul în care mă prezint în fața electoratului, sunt condamnat, ca să spun așa, să accept orice fel de discuție care ține de urbea noastră. Sunteți condamnat. Sunteți condamnat pentru că, din nefericire, Piatra Neamț are o situație specială. Au fost făcute multe investiții, unele dintre ele bune, multe dintre ele fără cap și cu foarte mulți bani și pe bază de împrumuturi, nu pe bază de proiecte. Și toate aceste lucruri au lăsat urme, pentru că neavând buget, nu poți să te ocupi de tot ceea ce trebuie. Haideți să vedem, cum ați văzut dumneavoastră în calitatea pe care o aveți de candidat, ce s-a întâmplat așa, cu agresiunile la care a fost supus, agresiune între ghilimele, a fost supus orașul în perioada aceasta. De la inundații pornind până la ce se întâmplă pe
Cozla și în alte părți. Nu neapărat în calitate de candidat, în calitate de cetățean al orașului Piatra Neamț. Domnul Bolănescu, vedem de ani de zile ce se întâmplă și dacă tot am plecat de la discuția privind natura și Piatra Neamțul, am văzut cu toții ce s-a întâmplat zilele astea la ploaie și vreau să vă spun că nu a fost una dintre cele mai periculoase ploi din câte pot fi. Problema care este dureroasă că sunt este un subiect tabu de acum care se tot rostogolește an de an, tot vedem în presă. A scris, cred că și dumneavoastră anul trecut, iarăși despre inundațiile de pe la Văleni. Și anul acesta am scris de câteva ori. Deci subiectul este rostogolit, dar nu cred că am văzut niciunii dintre noi să se ia vreo măsură în sensul acesta. Dumneavoastră a spus oarecum că s-au cheltuit banii, nu sunt bani pentru investiții sau pentru reparații, pentru că s-au cheltuit într-un mod mai mult sau mai puțin justificat. Nu cred că neapărat asta este un răspuns al unui edil, al unei echipe care lucrează în administrația publică, pentru că asta de fapt este datoria noastră, celor care venim în fața cetățeanului, în fața oamenilor. Nu mi se pare corect să venim să rugăm să ne dea votul, după care spunem, domnule, dar știți, am preluat o moștenire grea, nu sunt bani, nu avem cum. Nu, trebuie să căutăm soluții și eu așa am fost învățat, la orice problemă să caut o soluție. Problema s-a întâmplat, banii s-au cheltuit sau orice problemă apare. Dacă a fost, ce soluție găsesc ca să remediez acea situație? Bun, dacă nu ar fi bani, că nu este nimeni absurd. Să spunem, domnule, de ce nu s-au rezolvat până acum aceste probleme cu torenții care vin și iau la vale cartiere întregi? În timp ce noi discutăm, mă scuzați, telespectatorii pot urmări imagini din zonele mai mult sau mai puțin afectate de inundații, da? Mă rog. N-am văzut din cele multe puncte de sau focare de inundații, dacă pot să le spun așa, n-am văzut să se fi început lucrările măcar într-un singur loc. Da? Vorbim de Văleni, dacă vreți, că tot adusesem în discuție, unde cele două păraie, Mănăstire, parcă și Bolovănici, Bolovoaia, și-au făcut așa un obicei din a ieși din matcă și a mai, când intra prin curțile oamenilor. Oamenii e săraci și așa nu au apă, probabil asta este de fapt răspunsul divinității. Mă, dacă nu a fost în stare autorității, vă trimite o apa. Asta ca să facem așa. Păi da, deci ați văzut într-un filmuleț pe care noi l-am pus zilele trecute, au făcut o lucrare, un dig, dar au făcut în așa fel încât au acoperit singurul izvor de apă de la care luau băieții apă, de acolo oamenii năcăjiți. Și acum apa care curge este de culoarea tablei ruginite. Exact, am să se plângea un om că nici măcar nu poți spăla cu acea apă, deci, nu mai vorbim de consum. Asta este problema. Da. E adevărat, am auzit la un moment dat, se pasa pisica, cum se întâmplă la noi, să o dăm dintr-o parte în altă, să vedem cine e vinovat, ajunsese mingea cumva prin curtea direcției silvice, că nu și-au făcut nu știu ce colectări de torenți. Oricât ar face Văleniu și nu numai, Piatra Neamțul este la poalele munților, apa de pe versant, natural, gravitațional, firesc, legile fizicii, ajunge la bază și de acolo se tot plimbă. Nu se poate printr-o țevușcă, printr-un podeț să încerci să preiei cantitatea de apă care vine din munte în urma unei ploi torențiale. E o treabă foarte simplă și eu vă spun că iarăși nu putem discuta de bani aici. Să faci un pod mai acătare. Domnul Bolănescu, facem scris pe hârtie și cred că mergem fiecare câte un sac de ciment și două roabe de balastru și facem un pod pe sub care apa să poată trece în condiții normale. Haideți să vă spun ceva, domnule Enache. Un om de acolo, din zona respectivă, a vrut să facă pod, că nu mai rezista, ca să poată să treacă. Și omul s-a dus, când a văzut că nimeni nu face, a turnat niște beton ca să facă niște stâlpi. În momentul când a turnat beton, a venit un domn de la Protecția Civilă. Domnul, știți, nu aveți voie. Băi, ok, n-am voie, faceți voi. Nu, că noi acum încă nu avem, trebuie să facem un proiect. Buget. Și dacă fac, ce se întâmplă? Păi vă amendăm. Bun, vreau să scot o autorizație.
Când s-a dus omul să vadă cât este autorizația, era să-și dea cu podul în cap. Numai autorizația de construire ce era acolo și toate ce sunt, se ridicau la 40.000 de lei. Adică 400 de milioane lei vechi. Numai autorizația, fără lucrare. Și atunci despre ce vorbim? Pe tine nu te lasă să faci. Așa e legea. Iar legea nu-l amendează pe ăla care nu face. Nu-l sancționează. De ce? Pentru că el este autoritate publică. Da, din păcate, așa funcționează lucrurile. Acum, eu sunt perfect de acord că nu trebuie să încălcăm legea. Trebuie să facem în anumite condiții lucrările acestea, în anumite condiții impuse de lege, dar asta nu înseamnă că autoritatea nu poate da o mână de ajutor în sensul ăsta. Mai mult decât atât, eu chiar vă spun că aș fi dispus pe o problemă de forță majoră, că îi putem spune problemă de forță majoră, doamne, să o fac la urgență într-o formă sau alta și vom vedea dacă o fi să iau amendă, doi la o, dar știu că am salvat niște oameni, am salvat niște case, am salvat niște proprietăți. Aia trebuie să vedem, de fapt, ce se întâmplă în urma unei astfel de acțiuni. Pentru că omul acela nu era rău intenționat, n-ar fi vrut să facă un podeț ca să, nu știu, să fie el mai altfel decât ceilalți. Nu, vrea să rezolve problema acestor inundații de care discutăm. Deci, uitați, acolo, un pârâu din acela, nu mai știu care din ele, are trei stăpâni. Sus este direcția silvică, la mijloc sunt apele române și jos este primăria Piatra Neamț. Deci, apele române tocmai au primit, se pare, niște bani pentru regularizare. Nu apele române, cei de la Silvic. Apele române încă sunt la fază de proiect. Piatra Neamțu are și el niște proiecte, mai și primi niște bani. Dar fiecare lucrează pe bucățica lui. Dacă ați avea puterea de decizie, cum ați acționa în cazul ăsta? Știți ce se întâmplă? Apar tot felul de orgolii și în mare parte pleacă de la politică și de la echipele politice și asta cred că trebuie, este un fenomen care ar trebui stopat, pentru că sunt oameni, am văzut oameni care nu pot sta la aceeași masă, chiar dacă sunt din instituții diferite, dar proiectul este comun. Din cauza, cum vă spunem, acestor orgolii rămase în general, rămân astea de prin, rămân de prin campaniile electorale, știți, când își scot fiecare săbile din teacă și în loc să discute constructiv, discută fiecare da, da, mai în mult. În perioada când nu-i campanie, oamenii asta, ăștia, nu? Asta, nu. Este foarte important ca cineva să poată să pună toate aceste entități la aceeași masă și un proiect de anvergura celui de care discutăm să fie promovat de toți. Absolut. Odată. Absolut. Un singur proiect. Pentru că vă mai dau un exemplu. Dacă cei de la Silvic își fac treaba sus, primăria și-ar face treaba jos, dar apele române nu o fac la mijloc, proiectul ăla este egal cu zero. Deci îi trebuie o cursivitate. Ca oricărui proiect de acest gen, de această natură. Și el trebuie gândit, probabil, când faci un asemenea proiect, se gândești și la ce va fi în zonă peste 5-10 ani. Absolut, absolut. Adică să-l dimensionezi. Și nu este o noutate faptul că suntem într-o zonă în care precipitațiile sunt în perioada de vară din abundență, chiar și iarnă, ieri sunt care sunt foarte bogate în zăpadă și atunci când se topeze pe versant mai apar probleme. Deci nu suntem în Sahara și când a plouat odată la 100 de ani, nu ne-am așteptat. Iar începusem mai de neori să vă spun despre partea de bugetare, că nu sunt bani. Din toate cele focare în care avem probleme cu apele, cu inundațiile, măcar într-un singur punct s-a început ceva. Vorbim de ani de zile, domnul Bălănescu, chiar de ani de zile nu s-au găsit bani ăștia. Dom'le, îmi iau un cort, mă duc în fața guvernului și stau acolo până îmi dau bani, scriu mare, cabinet primar Piatra Neamț, am venit după parale. Punct. Și nu plec, că nu mă primesc cu oamenii la Piatra Neamț dacă nu vin cu bani să rezolv problema. Și atunci o să spun, unde vrei? Păi vreau Văleni, vreau Bâtca Doamnei, vreau un Dărmănești sub podul de pe calea Romanului, vreau pe Pietricica, unde și acolo avem probleme când vin apele și iau fermelor la vale. Și în alte locuri. Și atunci o să spună guvernul. Pe Dragoș Vodă, intersecție cu Ștefan cel Mare. Exact. Și atunci, se mai cheamă acolo. Și atunci guvernul spune, băi, Ienache, prei cam mult, dar uite, îți dăm o bucățică măcar. Vreau să văd ce demersuri au fost făcute pentru acea bucățică. Și plecăm dintr-o parte sau din alta. Evident, dacă plecăm din Văleni, vor fi nemulțumiți cei din
bătca Doamnei. Și așa mai departe. Dar, domnule, măcar se face ceva, se pleacă de undeva. Anul viitor facem bucățica cealaltă. Noi avem ani de zile din care asta citim în presă, domnul Bălănescu. Inundații, vine viitura, ne-au luat casa, ne-au adus bolovane. Anul trecut ați văzut ce bolovane au fost aduși în curțile de oameni până la fereastră. Bă, este și un pericol dacă... Oamenii cred că dorm cu spaimă când începe a picura, cred că ies din casă și, domnule, vedem ce se întâmplă, care e următorul pas. Nu se poate așa ceva. Oamenii cumva plătesc taxe și impozite de Piatra Neamț sau... Dar ei chiar spun, plătim impozite și taxe și n-avem utilități. Păi și nu e așa. În 2020? Și asta vreau să spun. Hai să nu... Eu nu dau vina pe cei care sunt acum neapărat în primărie. Deși au trecut câțiva ani. Deci asta este o problemă care nu este gândită și prognozată de nimeni. Pentru că la noi nu se mai fac prognoze pentru viitor. Facem plan de dezvoltare a orașului. Și vin 2-3 băieți de pe la București sau de pe unde mai sunt ei cu partidul. Și vin... Și fac un plan. Cum fac planul? Știți cum fac planul? Cum au făcut cu ghișeul ăla de plată online despre care am scris noi. Că dacă intri acolo, vezi că scrie Iași. Deci au fost luat programul de undeva. Avem unul unde? Unde avem? Un oraș mai de munte, așa, unde avem? Predeal. Predeal. Hai. Poc! Ce râuri avem noi la Piatra? Ce râuri avem la Piatra? Ia să nu punem aceleași râuri, să nu punem aceleași denumiri. Dar mai scapă una, două, știi? Și în proiectul ăla, totul e frumos în cuvinte, dar concret nu apare nimic. În proiect, cea mai mare parte este descrierea. Și începe acolo, cu tare, așa, cu solul care are nu știu ce și nu știu cum, și cursurile de apă. Și când ajunge la partea aia, ce vrei tu să te dezvolți pentru următorii 10, 15, 20 de ani, acolo apar niște chestii pe care... Să spun eu, și un copil de clasa a patra le face dacă este interesat de ce e în jurul lui. Aici este marea problemă. Și aici va fi marea provocare pentru orice candidat. Că dumneavoastră nu le știți pe toate, nici eu absolut, nu le știu pe toate. Absolut, nici atunci nu... contează cum reușești să aduni în jurul tău oameni care să aibă soluții și să aibă viziune. Să pui în practică aceste lucruri. Domnul Bălănescu, este evident că trebuie să ne înconjurăm de oameni buni, oameni cu viziune, dar întrebarea mea e următoarea. Primăria are un aparat tehnic destul de bogat, din câte știu eu, la Piatra Neamț. Dacă vreți după mine, v-ați referit bogat aparatul tehnic ca număr, sau ca numerologic, sau ca stare socială generată de salariile date de primărie? N-am făcut cred că sunt bogați și într-un fel și într-un fel. Și atunci, cu atâta armată după tine, chiar nu ești în stare să pornești o lucrare într-un loc sau altul vis-a-vis de problema pe care o discutăm, pentru că problemele sunt multe. Noi facem referire la partea cu torenții, care ar fi oarecum și de actualitate, că așa a spus dumneavoastră că natura se joacă cu Piatra Neamțu. Probleme sunt pe mai multe paliere, dacă vrei, dar dacă vreți, dar o să, mă rog, e o altă discuție. Ca să ne întoarcem la partea noastră de torenți, eu vă spun că, apropo că se poate face pe strada Barajului, cred că acum un an sau doi, nu mai știu exact, tot așa, acolo este un pârâu, un canal, era plin de butuci, de crengi, de tot felul de aluviuni aduse de apă. Evident, apa aia când a venit, n-a mai trecut pe sub pod, s-a dus prin curte, pe la oamenii aia pe acolo. Întâmplarea face că mă știu cu cineva din zonă, a venit și m-a chemat și, uite, domne, mi-a dărâmat gardul, mi-a dărâmat tot pe aici. Mai mult decât atât, inclusiv canalizarea la fiecare ploaie, refula, și se întâmplă acolo așa niște lucruri nu chiar... curate. Nu chiar curate. Eu, mă rog, oameni din zona de acolo care m-au știut în perioada când, să spunem, încă mai eram angrenat politic și le-am zis, bă, nu am eu cum să mă duc, nu mai știu pe nimeni, dar uite, totuși încerc, dar zic, ați făcut sesizare? Nu una, zici. Zeci de sesizări. Și m-am dus prin diverse cunoștințe, zic, domnule, uite ce se întâmplă acolo. Nu are rost și importanță unde, ce și cum, nu au fost niciun fel de să spunem, de ilegalitate la mijloc, doar m-am dus din spirit civic
Am vorbit pentru că știam, aveam niște prieteni care mai umblau în lumea politică și am spus, nu-i corect, nu-i corect canalizarea aia, dă la omul ăla în curte, aducțiunea de apă, sau mă rog, canalul acela de apă a dat în curte. Vreau să vă spun că le-a pus inclusiv asfalt după aceasta de vorba. Adică am fost mândru așa de faptul că, de faptul că nu neapărat trebuie să fie în politică, trebuie doar să-ți dorești. Adevărat că nu am dat un telefon și am spus, bă, vedeți un pic, duceți. Să știți că și noi suntem mândri. După ce am făcut reportajul la Vălen, la câteva zile a ajuns în Vălen un desant. Un desant. Domnul primar, domnul de la Apele Române, Nechita, domnul prefect a ajuns acolo și publiservul cu mașini. Și au făcut curat un pic din zonă. Deci ne-am simțit foarte mândri. Dar problema de fond a rămas, pentru că după două zile ne-a sunat o doamnă. Veniți să vedeți cum e cu digul. Și o să apară zilele astea, mâine, poi mâine, pe site. A apărut deja reportajul în Mesagerul. O să apară să vedeți cum spune doamna respectivă că a venit comisia de constatare. Este genială. Deci uite așa mergeau și a pus mâna la spate și se plimba pe acolo și zice... uite așa au venit, s-au uitat, zice, da, o să fai, o să vedem, o să... Și cum e, doamne, acum un an? Păi au venit, au constatat, au plecat și apa a venit și a constatat și ea încă o dată că n-au făcut nimic. Vin autoritățile, exact, când vine câte o viitură și au cizmele, domnul Bălănescu, costumul de muncă să arate că sunt oameni destoinici și au venit și fac exact, constată, după care pleacă. Nu credeți că ar fi mai bine? Era un cântec pe vremuri. Specialiștii au venit, au constatat, cântau pe la emisiuni umoristice. N-ar fi mai bine să, atunci când plouă, să nu stea în ploaie în cizme, să cădă bine la poză și facem poză pentru Facebook. Nu, când plouă, stăm la birou și facem proiecte. Asta înseamnă că deja au fost implementate și treburile sunt bune în urma noastră. Nu, ieșim un pic. Acum lăsăm la o parte toate discuțiile și toate astea. Este o glumă sinistră. Ca în anul 2020 sau 2020, că eu cred că de aici ni s-o tras blestemul anul ăsta, la 2020, este o glumă sinistră să spui că vom face proiecte și vom face. Este o glumă sinistră. În momentul acesta ar trebui să avem lucruri, cum să spun eu, lucruri pregătite. Tu sunt fonduri, ok, dar măcar mă pregătesc să pot intra. Să pot intra acolo, să fac ceva. Dar nu e normal. Dar de ce nu sunt fonduri? Pentru că eu n-am văzut guvern până acum care spune că nu sunt. Sunt proiecte europene, sunt fonduri europene, da. Sunt bani care pot fi accesați. Sunt sau nu sunt? Dacă sunt, de ce nu i-ați luat? Da. O doamnă care este tot timpul alături de noi. Am auzit pe domnul Enache spunând mai devreme că el ar fi făcut oricum acel pot, chiar și fără autorizație și cu riscul unor amenzi. Mi se pare o hazardată o asemenea afirmație. Sau, mă rog, nu el, ci în locul acelui om. Eu cred că dumneavoastră ați spus ceva altfel. Eu am spus că pentru a salva o situație, spunem, dezastruoasă, ești obligat să faci orice stă în putere ca să rezolvi acea problemă. Pentru că dacă noi știm că mâine vine viitura și o să-l ia pe omul ăsta de aici cu casă, cu tot, n-avem timp să facem autorizații și facem totuși ceva pe moment să putem rezolva acea problemă. Asta e problema. Nu trebuie să o rezolvăm pe moment. Noi ar trebui, bă, e frumos afară. Ia, hai să vedem noi ce putem face. Cum? Nu avem proiect. N-avem. Dar hai să vedem ce putem găsi acum și stă în puterile noastre ca autoritate locală. Chem celebru publicer sau nu știu pe cine. Băi, cât ar costa să facem aici așa un fel de baraj ca să-l protejăm pe omul ăsta până când o să fie lucrarea aia? Și o să vedeți mâine, poi mâine, o femeie care zice, am cumpărat 20 de saci de ciment, am adus două mașini de balast și mi-am făcut eu singur aici. Dar uitați că partea lor pe colț nu au făcut-o și eu mi-am făcut. Dar o venit de acolo și mi-a distrus jumătate din ce am făcut eu. Nu sunt de acord să facem, ca să răspund, doamne, ilegalități. Era poate un mod forțat un pic de a spune lucrurile pe nume, dar nici nu putem sta cu mâinile în sân că ne-am blocat la o virgulă dintr-un proiect. Trebuie să facem ceva, să mișcăm lucrurile într-o formă și într-un sens în care oamenii să aibă liniște, în care oamenii să fie apărați de aceste viituri, pentru că, repetăm, în afara faptului că poate agoniseala lor de o viață se poate duce într-o fracțiune de secundă, chiar viața lor este pusă în pericol. Mai avem o problemă. În anumite zone din oraș,
se dau autorizații sau nu se dau autorizații, se construiește sub ochii îngăduitori ai autorităților, unde? În muchia unei coaste de deal de munte, ba mai mult decât atâta, s-a construit undeva și după aia se duce la primărie, zice, știți, eu am casa, dar n-am loc deloc pe aici să mă mișc, știți, și păi cum, păi aș vrea să tai un pic din acolo, să fac o intrare. Și vezi, și sunt cazuri, noi le pregătim de pe acum. Zis, da, într-o lucrare făcută cu proiect, cu avize, să spunem așa, o stradă asfaltată care duce nicăieri și a asfalta o stradă de lângă, cu avize mai puțin în spate, care proiect era mai bun? Nu, dar avem avize, avem la strada care nu duce care duce nicăieri, avem avize, avem proiect, avem până și trecere de pietoni. Corect. Doamna Reino, o construcție temporară din lemn, de exemplu, care poate fi dezamblată ușor, da, deci sunteți pe aceeași, dar nu din beton. Corect, așa este. Deci nu poți construi... Uitați-vă un pic pe Valea Muntelui, unde acolo nu sunt șanțulețe, că nu sunt chiar niște viaducturi destul de mari. Și atunci oamenii ceea ce au făcut ca să poată intra în curte la ei din niște, chiar mă uitam, niște șine de cale ferată sau niște grinzi mai puternice și intră, domnule, se duc și vin dintr-o parte alta. Nu știu multe dacă... Multe dintre ele, acum vorbind între noi, multe dintre acestea sunt periculoase în cazul unei viituri foarte puternice, pentru că acolo se pot produce blocaje. S-au și întâmplat. Acolo, dacă nu regularizezi tot cursul, tot pârâul de sus până jos, e greu să rezolv lucrurile. Am fost săptămâna trecută pe zona Borca, Dămuc, Farcașa și o să materializăm în niște reportaje ce am văzut acolo. Sunt de multe ori vinovați și anumiți... N-ați avut curaj să vă duceți spre Poiana Tăiului? Ba, am avut curaj. Ați gândit că faceți prea... Nu ajungeți până la emisiune. Am avut curajul, dar am împrumutat o mașină. Da. Haideți să încercăm o concluzie la ceea ce am discutat astăzi. Deci, candidat la primărie, din partea unui partid, ALDE, dumneavoastră, aveți speranțele dumneavoastră, probabil veniți cu o echipă. Deci, pe acest domeniu al protecției cetățeanului în fața pericolelor naturii, cum vedeți dumneavoastră viitorul? Da, trebuie începute niște proiecte, cum vorbeam, de regularizare a acestor torenți. Din Amonte până la baza versantului și mai departe, până la ultima gură de vărsare, sunt lucrări care trebuie să începute ieri, nu mâine, nu după ce va ajunge primarul unul sau altul. Și se pot, credeți-mă, cu toată tăria o spun, că sunt lucruri care se pot face, sunt lucruri care nu sunt neapărat atât de costisitoare pe cât se arată. Ca să știți cum e, spunem, nu, e foarte scump și nu mi-am permis. Nu, se pot face. Nu cred că pe Stamatin C5 ar fi foarte complicat să facem ceva cu apa aia care la fiecare ploiță. Anul trecut am tras un prieten, m-a sunat de acolo, a rămas cu mașina în apă. Da, când merge aici, în fața noului cartier de magazine universale, în fața autogării. Deci când plouă mai tare, deci este o adevărată încercare pentru o mașină mai mică, un Matiz, un... Absolut. Deci, da, apa... Pentru asta trebuie o echipă de oameni care să-și aplece atenția asupra acestor probleme. Să vedem ceva. Repet, nu mergem doar când plouă în cizme. Pe apropo, pe Stamatin, dacă merge cineva când plouă, îi recomand cizme pescărește. Apa deja e la un nivel foarte mare. Și poate ar trebui un fric gândit, domnule, hai să vedem canalizarea asta. Cum e cu ea? Vedeți? Ce e? Soluții tehnică pentru fiecare punct în parte. Este evident că acolo nu o să facem o colectare de torenți. Discutăm de colectare de torenți la baza versanților. Pe Stamatin, evident, discutăm de partea de canalizare. Dar nu s-a întâmplat absolut nimic, nici în partea asta. Anul trecut a fost aceea. Acum 2 ani cred că a fost la fel. Deci sunt probleme care merg, se discută și ne amintim de ele la fiecare ploaie torențială. După care a trecut valul, vedem ce mai fie până anul viitor. Asta este de fapt iar soluția e simplu, te apleci asupra problemei, ții o echipă de oameni buni în jurul tău și bați drumurile și orașul dintr-o parte în alta, unde este o problemă
mai mare sau mai mică, pentru că nu putem vorbi... O iei în calcul absolut, și cauți soluții. Absolut, absolut. Și soluții sunt. Cu siguranță sunt soluții. Nu pentru toate și nu pentru toate odată. Nici Dumnezeu n-a făcut lumea într-o zi. Dumnezeu nu face niciun primar care va ajunge. Și speră să apucă să vadă. Da, da, da. Dar în momentul în care se vede totuși mișcare, Dumnezeu, am început, mișcăm, facem pași, fie și mărunți, dar sigur. Atunci, cred că lumea va fi mulțumită de ce se întâmplă în oraș. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vreau să vă spun așa, că vom face tot felul de emisiuni, dar nu vom accepta ca în emisiune să vină candidații să ne spună povești. Ci vrem să discutăm pe lucruri concrete. Așa cum am pornit astăzi pe un anumit capitol. Îmi pare rău că v-am surprins cu tema, dar asta e. Noi stăm de mult pe tema asta. Dacă suntem ancorați în realitate, nu cred că nicio temă nu ne-a surprinde. Dacă începem să discutăm un pic, nu știu, despre NASA și despre navi spațiale, s-ar putea să mă prindeți un pic în offside. Dar vorbim de lucruri firești, normale, concrete, care se întâmplă în jurul nostru și de care nu suntem mulțumiți, nu putem închide ochii, spune că nu le-am văzut. Avem nevoie de un om care vrea să rezolve probleme, de un om care nu promite ce nu poate face. Vă dorește succes, o doamnă lăcrămioară. Aveți lipici la doamne ca să... Doamnele ne-au trimis mesaje. Sărut mâinile, sărut mâinile. Așa. Deci, vă aștept într-o emisiune în care să vorbim despre alte lucruri concrete. De exemplu, apă la Piatra Neamț. De la prețul apei până la modul în care se face aprovizionarea cu apă. La modul în care în fiecare zi avem probleme, anunțuri că sunt probleme cu apa. Să vorbim odată despre modul în care se circulă în Piatra Neamț. Știți ce mi-a spus cineva și cu asta închei, nu mai zic nimic, observ că emisiunea e pe final. Mie nu vine să cred, pe Mihai Viteazu se tot sparge o conductă de la șacu și acuși, se sapă și... Și am întrebat un prieten care zice, m-am uitat odată cum fac aia lucrarea și cum fac. Bat un cep de lemn într-o gaură. Da, nu pot să cred treaba asta. Nu, este o soluție care se practică de mult pe țevile vechi și nu numai la noi. Deci țevile vechi dintr-un anumit material și acolo se bate un cep de lemn, nu se umflă. Da. Și corect, e o soluție... Dar la un moment dat cedează, de aia tot acuș. Curge apă. Nu cedează lemnul, să știți, niciodată. Țeava lemn. Corect. Și atunci întrebarea simplă, nu dacă tot am săpat, nu mai simplu punem o bucată de țeavă într-o parte în alta. Țineți minte cântecul acela, ca astăzi despre cântece. Doi olteni săpau o groapă, unul puse o întrebare. Ce ne facem cu pământul? Rezultat de la săpare. Ce întrebare idiotă? Păi săpăm o altă groapă. Deci, am început cu un banc, da. Terminăm partea de emisiune cu această zicere veche din zona Olteniei. Vă dorim paftă în ceea ce doriți să faceți dumneavoastră, să ne întâlnim și în alte emisiuni să discutăm probleme concrete și să ne prezentați odată și echipa. Că tare aș fi curios să văd cu cine veniți. Pentru că, să-mi fie cu iertare, dar partidele întotdeauna au avut probleme la nivel de reprezentare în consiliile locale și județene. Vă mulțumesc, cele bune oameni, buni cu dumneavoastră, nu vreau să închei lucrurile aici, pentru că la ora 9 și 15 minute fix intrăm din nou în direct cu surpriza pe care vă anunțam ieri, cu doi invitați surpriză, cu o premieră aici la... Mesagerul de Neamț pentru dumneavoastră și pentru o anumită categorie de public. Deci punem punct acum emisiunii și revenim peste aproximativ 11 minute.